N-are. Dar să nu vă supărați după aia, vă rog eu frumos. Dar mie n-ai ce glume să-mi faci, Roxana. Eu? Ba da, să se ducă cu Ramona. Că tot a avut numai provocări cu Ramona. Să stea cu Ramona. Ce spune asta, că nu înțeleg. Da, eu nu-s geloasă pe Ramona. Dar nu-i de gelozie, că eu nu-s geloasă pe niciuna să stea cu cine vrea. Dar în momentul în care purta un dialog cu mine, îl purta cu mine, nu cu alta sau eu cu altul. Punct. Așa, dacă vrem să fim aici și să băgăm intre, și de puțin, eu să ce are de Cătălin? Că să faci rău, eu are dreptate, Roxana. La ce te referi? Unde are dreptate? Deci? Da, și eu m-aș supăra, dar nu fac atat, tam, tam. La ce mă referi că are dreptate? Da. Pentru că se poartă glumele astea. Ce, cum? Aiurea, se poartă glumele astea, intrigile astea. Nu zic acum că nu știu, nu știu, n-am prins discuția pentru că e Roxana și nu vreau să mă ban, nu mă interesează. Da. Cel mai bine, stai deoparte când e vorba de Roxana. Discutam acum. Fac glumele astea, o să fac și în fiecare zi cu fiecare. Nu mai faci glumele astea, să-mi placă. Fac ce vreau, dar nu vorbeam cu ea. Te agit pe tine. Eu nu m-am băgat în seamă cu ea. Ce sunt glumele astea? Tu ai cerut camerul roșu sau cine a cerut camerul roșu? E că nu vreau să intrăm cu toți, mai vreau spui pentru Cătălin. Cine? S-a cerut el, gen, domnișoară. Nu? Nu m-am făcut în glumă cu Ramona. Tu ai cerut? Da. Cum? Pentru ce? Cătălinca. Ok, dar înseamnă că e de-aia și pe glumea asta. De ce mă puneți în cadru? Păi dacă ai vorbit și ai zis că are dreptate Roxana, e logic să te pun. Cum adică are dreptate? Ai zis că are dreptate Roxana. A zis că are dreptate vis-a-vis de glumele de genul ăsta, atât. Păi care glume, Cătăline, că toate zilele astea sta de vorbă cu Ligii? Camera roșie cu Ligii, ce glume? De ce n-aș putea să fac o glumă pe treaba asta? Trebuie să bagi de seamă ce ce... Dacă nu existau discuții între ei, nu exista camera roșie, nu existau glume. Păi bă, Maruse, te-ai auzit ce a zis fetița când a venit acasă? Care fetiță? Păi, dar tu crezi că pe mine mă înțează ce spune ea? Că eu l-am trimis pe eu am fost la camera roșie cu Ligi. Păi cum să-ți mai spun? Păi are dreptate, lasă-o în pace. Asta are dreptate, lăsați-o în pace. Dar eu n-am vorbit cu ea, eu nici m-am uitat la ea măcar. Tocmai. Are dreptate, lăsați-o în pace. Aia zic și eu. Dacă ea e capabilă să spună că eu l-am trimis pe Turcu la camera roșie, ce cu Turcu, e copil mic sau ce zic? Ce să mai pot să zic? Da, tu... Adică dacă îl deranja, putea să-mi zic el, băi, Marius, nu mai face glume de genul. Dar tu la cum ți-ai spus? Dar bă, că pe tine te-o deranja gluma. Nu a fost... Uite, tu, da, pe tine te-o deranja, tu poți să-ți nu mai faci glume de genul. Că e vorba de fata pe care o plac. Nu mai face glume de genul. Mi se pare normal să-mi zici. Îi zice la Berna că nu se fac... Nu a fost treaba de gluma, că era Ligi. Nu a fost vorba. Nu că era Ligi. Așa nu mai faceți glume niciunii de genul ăsta. Da, dar tu acum ai dat-o ca și cum, bă, las-o, că ai văzut că și cu mine au făcut așa, de-i pace. Zica ea, zica ea, dar pe tine chiar te-ai deranjat. Ce m-a deranjat? Gluma făcută de el, Berna. De ce m-a deranjat pe mine? Berna, nu, eu am vorbit la general, nu am vorbit Berna de Marius. Berna ți-a vorbit 5 minute. Băi, am vorbit la general, n-am vorbit de Marius, scurt. Cum? Nu, că în urma glumei... E, pentru că el a făcut gluma asta și de acum am zis la general, nu mai faceți glume de genul ăsta, proaste, simplu. Despre că a zis... Glume nu, să vorbim, să facem mai amintit. Eu am stat, că am auzut cât direcțiile vorbeam. Eu am vorbit la general, aveți unii dintre voi capacitatea să se faceți glume de-astea de sărat. Sunt copil rău. Păi bun, deci gluma lui Marius a fost de sărat atunci. În contextul ăsta, da. Păi și mai întâi că nu. Cum nu? Mai întâi că las-o, zic că aia fă ca tine, las-o, că e Roxana de pace. Și acum zici... că nu? Cum? Reiese că nu? Las-o și ea, nu mai fac glume de-astea că nu-s bune. Ce reiese? Că... Nu înțeleg. Eu am vorbit la general, nu de Marius, sau mai ales despre Roxana, să fie subiect închis, Cătălin. Cătălin. Faceți glume de-astea și vis-a-vis de Ligi, Berna, Filip, faceți și când trebuia să iei atitudinea asta? Ha? Și când trebuia să iei atitudine? Cum ai luat acum? Și când mă înjura și mă făcea ca toate alea? Păi dar eu nu am zis că are dreptate, Maruse. Dacă îmi spunea că sunt eu mor după ea... Eu nu am zis că are dreptate. Ai zis că are dreptate, Roxana. Cum l-ai zis? În sensul să nu se mai facă glume de asta în casă, nu că ea are dreptate, că ea e apărare, mă înțeleg să pune de... Nu, pe vis-a-vis de glume, că are dreptate. Ok, să nu se mai facă glume de asta în casă, nu mă înțeleg să pune de Roxana sau cine e, că e XY. În general, să nu se mai facă glume de asta, intri și mai ales la cuplu. Ce e greu de înțeles? Nu iau eu apărarea ei sau ce treabă să ales? Ce-a scris? Roxana. Da, și până la urmă gândește că am făcut o glumă cu niște oameni care nu sunt în cuplu, nici unul, nici altul. Nici Ligi, nici Turcu. Ce? Maruse, dacă ea a fost în stare să spună că eu am dat lui Turcu camera roșie, despre ce vorbim? Deci nu sunt glume de astea bune, nu le mai fac, mai ales cu ea. Simplu. A ajuns la saturație subiectul ăsta. Nu mai vreau să iau parte la el. Gata, am râs, am numit. Deja, mă dăm în alte alea cu ea. Era supărată Roxana cu Turcu și tu când mi-ai dat scrisoarea, ai zis, stai că o citez eu. Și ce glumă a fost aia? Când a zis asta?
Păi tocmai. Eu voiam să o enervez. Da, dar Roxana nu crezi. Te-a făcut pe tine. Păi tocmai. Asta nu-i înțepătura. Nici măcar nu-i glumă că nu râde. Degetul pe rană în momentul ăla. Păi râde că s-a el s-a băgat și a zis asta. Eu chiar voiam să o citesc, să o enervez că m-a jignit. Să fac mișto. Păi tu, Roxana, ai zis că nu e adevărat, l-ai jignit pe Livian. Că ce? Că minți? Că nu știu ce, dar de fapt a fost adevărat. Că Cătălin a vrut să citească scrisoarea. Dar eu nici nu știam, eu acum l-am întrebat pe Marius. Pe asta zic, dar tu nu l-ai crezut. Dar ce rost avea să facă el gestul ăsta? Păi asta, asta... Vezi de glume, ai venit... Roxana, asta în ideea în care el zice, bă, nu mai faceți glume de astea prea exagerate. El a făcut săratică, vezi, doamne Marius, a făcut o glumă exagerată. Dar stai puțin, eu nu-l cer pe el sau pe altcineva, eu nu înțeleg gestul, puteți să mi-l explicați și mie că sunt mai proastă și nu înțeleg ce a vrut să facă. Roxana, ieri în episodul trecut, așa, a venit Livia și ți-a zis, Cătălin a vrut să-și citească scrisoarea. Așa. Și tu ai zis, nu te mai, lasă-mă cu glumele tale că mă disperi. Da. Da, de fapt era adevărat. El a ținut să precizeze loc, asta, trebuie să îmbârlige. El a ținut, a venit. Dar Roxana, de fapt era adevărat. Îl a vrut să citească scrisoarea, Roxana, ca să dea foc. Roxana, auzi, Roxana, ai grijă, nu intra prea tare în subiect, că ai auzit ce-o zis, că dacă erați afară, să termina altcumva atâtă povestea. Cine a zis asta, mă? Petă, ieri. Dar nu pasă mie ce-i ce omul ăsta, mă. Ai grijă, bravo, că nu pasă, Roxana, tu mi-ai zis că te făcea praf. Păi, tu ajută, vrea să îmbârlici. Asta în ideea în care vrei să faci o zis, el nu-i violent cu femeile, îți dai seama la el, adică era afară. Nu mă enervați voi ca să te plăti voi mai. Tu de ce ai făcut ce? Pentru ce ai făcut gestul ăsta? Ca să ce? Iar să te bagi în seamă! La ziua Daianei, fii atent ce mă bagă pe mine lumea astea. Daiana, vorbește pe cameră, pare domnul pe cameră. Fii atent, fază tare. Cine vorbește? La mulți ani, la mulți ani toate. După aia s-a aud că eu m-am băgat în seamă, să zic. Păi toate, el s-a băgat munță. El a zis, întoarce camera. Eu am zis, iar mă băgați pe mine, când am vorbit atunci pe cameră. Da, fată, ce am zis eu să-l văd eu pe el, el s-a băgat în seamă. Nu, i-ai zis doar la mulți ani. Păi n-a de rău, dar el se bagă... Ok, am înțeles, gata, drumul, la revedere. Dar tu n-aveai de ce să faci gestul ăla, să iei tu scrisoarea, tu să pui degetul pe scrisoare. Dar asta nu-i nici mulțean să zici la îmbrădigători ăștia, nici să zici la mulțean, e normal, nu. Tu nu mai fă glume de-astea, te rog frumos. Eu am încheiat subiectul, Roxana, că vrei da, ok, ai încheiat subiectul, n-avea rost gluma respectivă, e foarte proastă. Care glumă, mă? Să pui tu mâna pe scrisoare, dar ești gagică, mi-o tu e... Nu, dacă vrei să vorbești, vorbește cu Livian, nu cu mine, că eu n-am zis nimic. Simplu. Bine, ne-a luat scrisoarea sau nu, că eu nebunez, mă doare capul deja. Vorbește cu băiețașul ăla, că el știe pe toate. Acum o propoziție, dar nu mai intru în argument. Bă, frate, a luat scrisoarea aia mână sau nu? Eu sunt nebun. Da, mai a luat-o, nu înțeleg. Ați auzit să zică toată. A luat-o și... Ca ce? Pentru ce faci tu gesturile astea, mă? Roxana, atâta, eu mă răzac. Oricum am întrebat de mine, deci oricum îmi spun, n-are rost. Păi n-are rost, aia spun eu, ea nu mai exclude-mă pe mine de recupație. Nu, mai bine, lasă, nici glume, nimic, te rog eu. Păi ce glume, mă, nici bună tu, exclude-mă. Lasă, păi tu ai început, mă, cu glumele, nu e așa. El a început, ăla a zis, știi tu că afra era... Vezi că ăla are un nume, vorbește-mi frumos. Bine, vezi, zis, treaba ta, te rog frumos. Măi, tu ai pus mâna pe scrisoare, lasă-mă pace, te rog frumos, dar tu faci glumele, nu eu, mă. Tu faci. Mamă, ce reflectă asta. Da, asta dimineață, spart ochii. Asta zic. Să vedeți cum erați toate trei dimineață. Nu mă lipesc. Dar nu înțeleg de ce se vede așa. Că de fapt, în realitate nu e așa. Poate că e alb. Curând de la debuz. Se vede așa, așa super strident, dar nu e chiar așa. Ce training-ul dacă e? Da. Încă ceva. Din ce am văzut eu acum, am 5 minute, am analizat. Ce e astăzi? Sâmbătă, mâine e gala, luni turc o să fie cu Roxana. Da. Bonjour! Așa că nu vă mai stresați. N-a dus până în pălă loc. Am o filmează și cum mă duc la vecior. Nu știu unde stă. Ah, ok. Roxana nu zice rău, zice bine la fel asta, că e influențat de el. Dar în același timp și de ea. Bine, influențat de el, dar influențat bine. Îl sfătuiește bine. Da, dar el nu... Pentru ea e rău. Da, dar el nu îl influențează pentru binele lui. El îl influențează pentru satisfacția lui. Ok, dar ce dacă îi spune, bă, nu mai fii cu Roxana, vezi că te ia de fraier, vezi că a vorbit cu ăla cu... Deci îți bune pentru el, asta spun. Chiar dacă le face, nu știu cu ce scop le face. Păi da, el nu le face. Dar sfaturile sunt bune, în esență sunt bune. Dar scopurile lui sunt altele. Da, pentru că se vede după... Eu știu ce mă gândeam, zic, să-i fi zis oricare altă fată să fie avut atitudinea pe care a avut-o ea cu el, cu cea ca toți pe aici. Când? Cum a făcut el cu Roxana, nici nu zicea nimic, era...
stat doamna Andreea că mă nu enervez, că a amenajat-o foarte mult el, părerea mea. Nu? El? Da. L-a jignit, l-a făcut și nu zicea nimic. Eu dacă îi zic, nu știu ce trec, mă ia. La fel tu, dacă îi zici ceva... Da, zice, zice, zice. Dar când e vorba de Roxana, nu. Oare, nu știu dacă din respect pentru Turcu, dar eu zic am că... înțeles că și ieri când stătea... Dar de ce să fie din respect pentru Turcu dacă eu sunt prietenă cu el, eu sunt prietenă cu tine și el mă jignește și mă face în toate felurile? Stai, te rab deodată, de două, de trei, de a patru, păi cinci, el anul. Are dreptul, că e fostul ei iubit, dar prietenul lui nu. Zic eu. Moral vorbind. Oricum și aici la discuția la masă, când stătea Cătălin acolo, știi, Livian, că era aici. Când stătea Cătălin acolo și ea stătea acolo, Livian, doamne. M-am uitat la Roxana și Livian s-a uitat la Cătălin și Cătălin imediat s-a uitat despre la ea, despre ce știi? Vorbeți? Despre Cătălin cum se uita... Că îl influențează Cătălin pe tot. Și în ce îl influențează în bine? Ca să fie nedespărțiți? Asta e sfat bun? Pentru Cătălin, poate, nu pentru Turcu. Ferească. Păi da, ferească Dumnezeu. A zis că e un sfat bun ca noi doi să fim despărțiți. Ferească Dumnezeu. Ba da. Dacă el îi dă sfaturi. Cine să dea mă sfaturi? Șarpele ăla să dea sfaturi? Cine să dea mă sfaturi? Păi aia că scopurile lui poate nu sunt alea. Scopurile lui probabil nu pentru alea a reale. Sfaturi. Dar știi pentru ce a dat sfaturi să fie bine? Ce sfătuiește? E ok. Pentru el. Ascultă-mă pentru puțin. Pentru Turcu, pentru tine e rău. Cine e bine din ecuația asta două? În ecuațiile astea două, pardon. Turcu sau Cătălin? Cătălin, că Turcu oricum nu mai e cu mine. Despre ce vorbim? Ce ai vrut să ne spargi drumul la revedere? S-a terminat treaba asta. Da, ne despărțim și eu. Ce mai vrei mai mult? Băiatule, ce treabă am eu cu tine? Asta, stai, stai. Vorbi direct cu tine, vezi, de cafeaua ta acolo. Că nu mă mai băgați pe mine, vorbiți voi despre mine. Vrei să zic că fetele astea două au deschis subiectul, nu eu, iar mă băgați pe mine. Nu mai deschide subiectul, că pe mine nu mă interesează. N-am deschis eu subiectul, ele două au deschis. Și vorbeau despre mine și am auzit. Ca să te lămuresc pe tine. Tu întreabă-l pe iubitul tău, Turcu, dacă eu vreodată i-am spus lui să se despartă de tine. Du-te și întreabă-l. Nu, dar e indus. E indus, auzi și pe aia. E indus. Dacă o să mai fie ceva, vreodată, n-avem de unde să știm, va fi afară, nu în emisiune. Înțelegi? În emisiune n-a venit nicio șansă noi să fim împreună. Punct. Deci da, noi doi în emisiune nu să mai fim împreună. Ca să vă asigură. Și nu-i zice direct, mă, nu mai fi cu Roxana. E clar, e evident. Ce vrei să spui? Îi induce. Induce. Ce induce? El îi induce lui Turcu. Turcul n-ar avea cum să recunoască că e influențabil. Păi și eu cred asta. Nu mă interesează ce a spus Cătălin. Dacă i-a spus, dacă nu i-a spus, eu vă asigur 100% în mie că noi doi aici în emisiune nu vom mai fi împreună. Poate, probabil, în viitor, afară. Dar aici nu avem cum să fim împreună. Sau dacă pleacă tu, Cătălin. Nu, în emisiune vă zic eu că nu, niciodată. Acum să vede că te iubești. Da, avem așteptări la Roxana să nu plece după... Niciodată, le-am explicat. La Roxana, foarte bine. Da. Eu zic că dacă ați petrece o zi împreună întreagă... Nu înțeleg, frate. Poftim? Vă împăcați. Dacă petreceți o zi întreagă împreună, vă împăcați. Nu, te asigur eu că noi aici nu o să mai avem nicio treabă noi doi. Și nici eu cu altcineva. Că tu mă cunoști, auzi, Bianca, tu mă cunoști din sezonul 1 și știi cum eram eu sezonul 1. Nu cumva să te împaci cu Roxana. Stăteam două săptămâni, mă plăcut ca și în altcineva. Știi bine treaba asta. N-am ce treaba asta? Eu am zis dacă nu mai sunt cu el, nu o să mai am treabă cu, cu niciun alt bărbat de aici. Și o să vedeți treaba asta. Chiar nu mai vreau să am nicio treabă cu nimeni. Sper că sunt destul de clară. Mulțumesc frumos. No, mam. Aici zic eu nu că nu o să avem cu să ne păcăm. Nu sunt așa bun. Și ne e mai bine singuri în emisiunea asta. Pentru că în momentul ca se vreau ne certăm, ne dăm în cap, iar discuți. Nu, mai bine singuri. Ia, de ce nu faceți să vă fie bine? Păi tocmai asta zic și eu. Toamne. Nu, ce faceți să vă fie bine? Să fiți într-o relație, dar să fiți ok. Cum... oamenii normali. Suntem mai bine singuri, fată, crede. Îl cunosc destul de bine, îl cunoaște destul de bine și știm că nu e mai ok așa. Dacă o perioadă o să încerci să-i demonstrezi lui Turcu că ești ok, probabil o să-mi paci cu tine. Da. Dacă o să mai fie ceva vreodată, o să-i demonstrez afară. Nu mai vreau aici. Mă doare capul în emisiunea asta de nu mai pot și nu mulțumesc. V-a lămurit? Păi și chiar dacă nu o să fii cu el, dacă tu îi demonstrezi până la final, nu o să ai nicio treabă. Eu o să demonstrez asta în emisiune, da. Asta în emisiune. Dar eu vă zic că e afară o să fie dacă o să fie ceva vreodată. Aici, în niciun caz. O frică n-auzi, tu cum ești cu domnul tău? Sper că v-a lămurit. Cum să te lăsi? Ce zici că mi-o fac orice pentru Ligi? Lasă-mă în pace, că nu am zis că faci orice. Lasă-mă în pace. Pleacă de aici, că n-am zis că faci orice pentru Ligi, da? Eu, ascultă-mă, eu, ascultă-mă ce spun eu, eu nu am zis să stau lângă Cătălin, că eu dacă stăteam lângă Cătălin, ascultă-mă, eu dacă stăteam lângă Cătălin și venea să-mi asum aici orice. Eu nu era, du-te de aici, du-te, lasă cum faci. Sau să-mi fac nervi aici cu tine.
Când ai vorbit odată cu băiatul ăla? Mereu vorbim. Mereu vorbești, nu? De ce? Păi să vorbești cu Gabriel, de azi. Oricare din casa asta este mă, că nici ce s-a răspuns la întrebare. Tu de? Demnitate, tu ce? Nu ai, ce zero. Ce demnitate? Ai frumoasă asta, ai demnitatea da, ce să spui, alte cuvinte n-ai. Ai frumoasă asta, suprești demnitatea, dar acolo. Hai, la revedere. De-aia nu te vrea turcul, am văzut că te rogi de el. Și dacă ea nu le-ar face, nu s-ar mai aduce. I-am zis doar să fie mai explicită, că ieri, de exemplu, când o întrebai, ne-ai întrebat-o, Cătălin zicea că... Nu știu ce, în fine, nu știu ce a zis Cătălin, de pe tine te-a deranjat. Nu, a zis că... A, că nu... să-l pui la blog pe Fernando. Și te-ai întrebat-o de trei ori și ea n-a răspuns, știi? Și am zis că tu nu mai faci așa, că lași de interpretat și nu e ok. Dacă te întreabă, răspunde. Tu taci și... Și de... de mi se părea că te... da. Bă, da, chestia e că nu i-am zis de... Probabil că tu ai înțeles de Fernando, i-am zis de Cătălin, eu nu i-am zis de că trebuie să-l blochezi, i-am spus, vezi, vorbești cu Cătălin doar strictul necesar. Atât. Da, dar ia, voi, cum ați zis-o, ne-am înțeles ca și când voi ar fi vorbit inclusiv și ieri, știi? Da, 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 am înțeles că pe aceea mi-a Iisus. Vedem cum? Da. Apoi am înțeles de la ea când a clarificat situația că nu, că în galul vorbitul nostru înainte de... I-am zis că are mulți prieteni și afară care vorbește cu ei, dar... Când ești într-o relație, îți dai seama că mie oarecum... Eu n-aș putea să știu că tu ai și prieteni, mai mulți bărbați, adică... Oarecum... Nu văd ce prietenie poți să ai cu un băiat atât de strânsă. V-a plăcut videoul nostru? Bineînțeles că v-a plăcut, altfel nu erați aici pe canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe videouri, nu uitați! Subscribe, like și share, bineînțeles! Iar pentru alte videouri, suntem aici, pe canalul nostru de YouTube, Puterea Dragostei.